În ziua de 30 ianuarie este sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox, zi în care sunt pomeniți sfinții trei ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur. Creștinii ortodoxi respectă anumite tradiții și obiceiuri ca să le meargă bine și să fie sănătoși. În această zi, aceștia merg la biserică să aprindă lumânări și să-i pomenească pe cei trecuți în neființă. Află care sunt tradițiile și obiceiurile în această zi și ce nu trebuie să faci în această zi de sărbătoare. Este bine să dai de pomană. La sate se obișnuiește ca în această zi să se facă praznice de pomenirea morților în familiile credincioșilor. Gospodinele fac colivă, merg la biserică să o sfințească, după care împart ofrande cu colivă, cu fructe și pește la trei bărbați în memoria rudelor decedate din familie. Fetele tinere trebuie să se roage și să țină post pentru a avea o căsnicie fericită. Mamele fetelor nemăritate se roagă la biserică pentru norocul acestora. Potrivit credinței populare, nimeni nu trebuie să muncească în această zi. Se spune că cei care lucrează pe 30 ianuarie vor avea parte de ghinion sau pot să orbească. Este și o sărbătoare a reconcilierii. Creștinii trebuie să se împace cu cei care au avut conflicte pentru a avea parte de prosperitate. Se spune că pe 30 ianuarie începe să încolțească grâul care nu a încolțit în toamnă. Ce nu este bine să faci în această zi specială? Sfântul Grigorie, teologul, este considerat apărătorul văduvelor. Văduvele care au probleme cu banii, de sănătate sau sunt înconjurate de dușman trebuie să se roage Sfântului Grigorie. Femeile care nu respectă sărbătoarea spală rufe și aruncă lături în curtea casei după împărțirea ofrandelor pentru morți rămân văduve, potrivit credinței populare. Nu se fac nici treburi casnice pentru a evita pericolele și întâmplările nefericite. Sunt interzise certurile, nu se spun vorbe urâte, nu se împrumută lucruri din casă, astfel vor fi pagube în cămin. Dacă în această zi curg streșinile, se spune că urmează o primăvară friguroasă. În schimb, dacă este ger pe 30 ianuarie, atunci urmează o vară călduroasă. Sfinții aduc ploile la timp dacă sărbătoarea lor este respectată. Copiii sărmani care vor să devină preoți trebuie ajutați în această zi. În ziua de prăznuire a celor trei ierarhi e bine să se facă pelerinaje în lăcașurile de cult care le poartă hramul. Relatează știrpe surse.ro.